Bună ziua, dragi cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi am ales ca prezentare de carte pentru cititori, pentru iubitorii de carte Herald. Este vorba despre I Ching, Cartea schimbărilor, o carte publicată în colecția Calea chineză, în traducerea lui Walter Fotescu. Și este alături de noi Vlad Nicodim, psiholog. Îi mulțumim foarte mult. Câteva cuvinte despre carte, înainte de a-i da cuvântul lui Vlad Nicodim. Cartea schimbărilor din colecția Calea chineză, în chineză I Ching, așa cum spuneam mai devreme, este incontestabil una dintre cele mai importante cărți ale literaturii universale. Originile sale se pierd într-o antichitate mitică. Chiar și în prezent ea se află în atenția celor mai de seamă literați ai Chinei. Aproape tot ce s-a gândit grandios și măreț, esențial pe durata peste 3000 de ani de istorie chineză, fie a fost inspirat de această carte, fie invers, a exercitat o influență asupra interpretării sale, astfel încât putem afirma, dincolo de orice dubiu, dincolo de orice îndoială, că I Ching conține rodul unei înțelepciuni desăvârșite de-a lungul mai multor milenii. Deci, iată, pentru iubitorii de carte Herald și pentru o carte extrem de importantă. De ce putem spune că este I Ching o carte atât de importantă, Vlad? Poate una dintre cele mai importante, dacă ar fi să facem un top pe lângă Sfintele Scripturi, ea este acolo la loc de cinste pe un podium din cele trei locuri, să le spunem. În primul rând, nu sunt foarte multe cărți care au reușit să influențeze o cultură atât de vastă precum cea chineză, timp de 3000 de ani. Exact așa cum spuneai, 3000 de ani, pentru că această variantă a cărții cu cele 64 de hexagrame datează de undeva din timpul regelui Wen. Dacă nu mă înșel, regele Wen înseamnă dinastia Zhou, care era în 1046 înainte de Hristos. Această dinastie a durat între 1046 și 256 înainte de Hristos. Deci deja avem această variantă oficial din punct de vedere istoric, confirmată ca existând în 1046 înainte de Hristos. Cu toate acestea, trigramele și toată filozofia din spatele acestei cărți există de mult mai de mult și nu se poate spune exact de când există. Da? Deci vorbim despre trigrame. Hexagramele, într-adevăr, undeva în anul 1000 înainte de Hristos sunt confirmate ca existând. În afară de toate influențele pe care le-a avut această carte, și o să enumăr câteva personalități care au citat și au afirmat că au fost profund influențate de această carte, printre care și fizicieni și poeții, scriitori, filozofi, pot spune că această carte este una și din cele mai grele cărți pe care le-am întâlnit. Eu chiar aveam o listă acum câțiva ani cu cele mai grele cărți ca să le citesc. Și acum am mai căutat această listă pe internet, dar am găsit niște cărți foarte ușoare, trecut acolo, Moby Dick și alte cărți, dar găsisem la un moment dat o listă cu cărți chiar grele, printre care se numărau Fenomenologia spiritului a lui Hegel, se numera Ființă și timp a lui Martin Heidegger, care este și una din cărțile mele preferate. Eu am citit-o cu traducerea Fiire și timp, varianta aceea. Ce pot spune? Această carte nu era pe listă, dar citindu-le pe celelalte, pot spune că, într-adevăr, celelalte sunt niște cărți grele, dar, de exemplu, în timp ce în privința lui Hegel, în momentul în care înțelegem limbajul, chiar dacă este foarte greu de înțeles la început, în momentul în care îi prinzi stilul, limbajul și ce vrea să exprime, cartea nu este atât de grea. În schimb, această carte, eu cred că mi-ar trebui ani buni să pot să o înțeleg la un nivel de profunzime. Deci, pentru mine, este în top 3 cele mai grele cărți
pe care am pus vreodată mâna, căutând cele mai grele cărți. Ok. În afară de asta, cartea este un oracol. Ea a schimbat foarte mult perspectivele, a fost folosită. Oracol însemnând, intrăm aici și în partea de divinație, dar sigur că potențialul cititor se poate întreba următorul lucru. Păi dacă e o carte atât de grea și mai presupune și divinație, ceea ce nu știu dacă o să practic, la ce mă ajută? Partea foarte interesantă cu această carte este că poate fi citită și înțeleasă, chiar dacă nu practicăm divinația sau alte metode care țin de metafizica chineză, această carte poate fi înțeleasă pe multiple niveluri. Deci ea, dacă o citești acum, te va schimba. După un timp, dacă o recitești, vei înțelege la un nivel superior. Sigur că depinde și de experiența de viață, depinde prin ce treci, depinde ce mai practici și cu cât te dezvolți. Și atunci când revii asupra ei, ea te ajută și mai mult și înțelegi mai în profunzime. Și tot așa sunt foarte multe straturi de a o înțelege. Deci nu este o carte pe care o citim odată și gata, am înțeles-o. Din contră. Chiar mă gândeam la celelalte cărți pe care le-am prezentat, cum ar fi Calea Șamanului a lui Michael Harner. Am citit-o în 3 ore, am reținut 80% din ea, am prezentat-o. Alte cărți, la fel. Deci cartea nu este greu de citit în sine. Ea are 405 pagini sau pe acolo. Deci poate fi citită într-o zi, dar din ceea ce cred eu și cum văd și simt eu lucrurile, durează foarte mulți ani pentru a o înțelege în profunzime. Acum, să discutăm puțin despre persoanele care au fost influențate. Încerc să le iau cumva într-o ordine cronologică. Deci putem să spunem despre Confucius, că a fost foarte influențat de această carte. Cartea a existat de mult când a început Confucius să-și scrie filozofia. A influențat foarte mult budismul. Este o carte chiar integrată cumva în budism. L-a influențat, spre exemplu, și pe filozoful Leibniz. Numai că el a interpretat-o într-o manieră dualistă. Și poate dacă avem timp o să revin de ce cartea nu se interpretează într-o manieră dualistă, este exact opusul, deși ea este făcută din acele linii continue și liniile întrerupte. Dar asta nu înseamnă că o interpretăm într-o manieră dualistă, pentru că esența cărții este chiar curgerea, schimbarea, exact cum se și numește Cartea Transformărilor. Apoi, cine a mai fost influențat? Spre exemplu, fizicianul Niels Bohr, care la fel vorbește și despre principiul Yin-Yang. O să vedem însă că principiul Yin-Yang nu este atât de vechi. Este un pic mai nou, a apărut într-o altă dinastie și a fost cumva integrat în această lucrare. Și acolo, într-adevăr, apare și principiul acesta dualist, pentru că avem noțiunea de Wuji, care este reprezentată printr-un cerc. Acest Wuji este cumva inexprimabilul, este ce este la bază înainte să apară dualitatea. Apoi în acest cerc s-a trasat acea linie și s-a creat polaritate, s-a creat un sus și jos, un pozitiv și negativ și așa a apărut conceptul de yin și de yang. Dar asta s-a întâmplat mai târziu și cele 64 de hexagrame și în special trigramele la care aș vrea să revin și să le prezint un pic dacă ne permite timpul, pe vremea lor nu exista acest, sau nu era folosit în această lucrare, acest concept. Apoi au fost influențați foarte mulți scriitori, compozitori. A fost, de exemplu, citeam cartea lui Philip K. Dick, Omul din Castelul Înalt. El este un scriitor de ficțiune și citind acea carte și vorbind despre divinații și despre toate astea într-un context cumva aflat într-un viitor, mi-am dat seama că m-am gândit, nu cumva el chiar a folosit chiar o metodă de divinație pentru a scrie cartea și pentru a-i face un final și într-adevăr așa este. Autorul chiar vorbește despre faptul că a consultat oracolul pentru a finaliza cartea.
Au fost multe formații care au fost influențate. De exemplu, găsim în textele Pink Floyd referiri. George Harrison, care a compus, dacă știi, While My Guitar Gently Weeps, la fel a fost influențat de Eugene, la fel și Bob Dylan și mulți alții. Acum, ca să revenim un pic la cele 64 de hexagrame care sunt prezentate în carte, se bazează pe cele 8 trigrame. Deci pentru asta ar trebui cumva să putem să înțelegem trigramele. O să încerc să le prezint foarte pe scurt, să vedem dacă și reușesc. Bun. Deci avem prima trigramă. Este formată din trei linii. Asta este prima trigramă. Această trigramă este creatorul, Kian. A doua trigramă este formată tot din trei linii întrerupte. Acesta este receptorul, Kun. Deci avem, cum ar veni, maximum yang, maxim yin. Cine creează, cine recepționează și transformă creația sau o primește, altfel spus. După care avem toate permutările posibile. Avem aici două linii întrerupte, o linie dreaptă, avem tunetul, da? Tunetul care este practic cel care trezește. Forma avem principiul apei, da? Apa care este can, insondabilul. Apoi avem Apoi avem muntele, care este liniștea, gân. Apoi avem vântul, sun. Apoi focul. Fiecare trigram are un înțeles foarte profund. De exemplu, dacă ne uităm la foc, aici jos avem o linie închisă, de unde este un yang puternic, un creator. Și sus avem două linii deschise. Și când facem focul, dacă îl facem într-un recipient închis, dacă i-am acoperit, i-am pus capac, el se stinge. Deci trebuie jos să fie principiul care generează focul și sus să fie deschis. Și exact asta se întâmplă și în, dacă studiem puțin tehnicile din tantra, unde se creează focul în abdomen, respirația abdominală care te încălzește. Formă, dacă studiem puțin principiile din alchimia internă, din Neidan, la fel, avem această respirație de jos și trebuie să eliberăm și aerul, cum circulă și tot, ca să funcționeze această respirație de foc, prin care se și observă. Există și chiar pe YouTube călugări care practică și vin niște cercetători și pun pe ei tot felul de aparate și observă că ei stau la minus 10-20 de grade și sunt foarte fierbinți, usuc acele prosoape pe ei. De fapt, se folosește și o respirație printre vizualizări și alte tehnici mai complexe. Se folosește și o respirație care este foarte bine reprezentată de principiul focului din această trigramă. După care avem ultima, dacă nu mă înșel, lacul. Lacul sau cel voios, Dui. Și avem, sunt 8, nu? Da. Bun, aceste 8 trigrame sunt combinate câte două. Și luăm toate permutările. De exemplu, hai să luăm să vin doar cu două exemple, că altfel o să dureze foarte mult. Dacă combinăm, spre exemplu, cea de-a doua trigramă, cel care receptează, o dublăm, o să vină ok? Bun. Deci asta ar fi prima, de fapt cea de-a doua din cele 64 de hexagrame. Da?
Adică, practic, apar combinații, da? Toate permutările acestea fac 64. Spre exemplu, aici avem descris în cea de-a doua hexagramă, avem pământul, care se spune că dăruiește fără rezerve și este reprezentat și reprezintă, de fapt, cumva sfârșitul toamnei. Și ca să vin cu următoarea, să vedem și cum ele, de fapt, curg una între alta, avem aici hexagrama Fu, întoarcerea sau tunetul. Și este un principiu total diferit. Sigur că despre fiecare din aceste hexagrame este scris foarte mult. Eu aici doar arăt așa cam cum arată ele schematic. Dar ca să explice o hexagramă din asta, este foarte mult de explicat și nu este atât de ușor de înțeles. Poți să înțelegi primul nivel, dar pe măsură ce meditezi asupra lor și sapi, ajungi la niște moduri de a înțelege total diferite la care nu te-ai fi așteptat prima dată. Și aici avem hexagrama cu care este tunetul, întoarcerea, mișcarea. Deci, practic, noi am blocat jos printr-o linie yang, da, continuă, și s-a schimbat întregul sens. La fel avem, de exemplu, creatorul, toate liniile sunt continue. Deci ideea fundamentală este aceea de transformare. Ele nu sunt, de fapt, gândite, așa cum a spus Leibniz, ca un model binar. Practic, Leibniz l-a transpus în modelul binar și o să vedem că dacă studiem mai mult, sunt foarte multe speculații de natură dualistă, cum ar fi asta a lui Leibniz sau gnosticismul, care totuși sunt foarte străine de această gândire, care nu exista înainte de introducerea în cadrul ei a Yin și Yang. Confucius, de exemplu, spunea că precum acest fluviu, toate lucrurile curg și se transformă una în cealaltă. Și practic această curgere a hexagramelor, una între alta. Și că cine înțelege acest lucru, se cu adevărat cine înțelege, nu în teorie, cine înțelege cu adevărat, nu se va mai preocupa de la sine de lucrurile trecătoare, ci va deveni preocupat de lucrurile eterne, pentru că își dă seama că lucrurile trecătoare sunt foarte perisabile și sunt practic inexistente. Dacă ne uităm puțin la ce spune budismul, care spune că tot ceea ce este compus este iluzoriu și este sortit pieirii. Da? Este practic același lucru și în tantra se spune același lucru pentru că și acolo se merge tot pe ideea de transformare, ideea de curgere, ideea de mișcare, spre deosebire de tehnicile din sutra care sunt mai mult centrate pe ideea de a sta neclintit. Sigur că cele două tehnici se îmbină cumva. Apropo de ce spunea Lao Tzu și Confucius, o altă idee foarte interesantă pe care sigur o cunoaștem din scrierile lui Platon, ei spun că tot ce apare în lume și este vizibil, este de fapt un efect al unei imagini suprasensibile sau dintr-o lume invizibilă. Această idee este preluată sau descoperită și de Platon, Socrate sau de chiar și la Ion Barbu, dacă citim Joc Secund. De fapt, în acea poezie se descrie foarte frumos, foarte ermetic și plastic această idee prin care lumea suprasensibilă generează efecte care apar în lumea fizică. Și ideea este că cu ajutorul acestei cărți, practicantul sau înțeleptul reușește cumva să acceadă la această lume suprasensibilă și să fie în contact cu ea. Și atunci poate ști dinainte cum această lume se va concretiza în planul material. Și Carl Gustav Jung vorbește foarte mult despre
acest lucru. Este unul din psihologii profund influențați de I Ching și pare științifică în sensul acesta în care astăzi se folosește știința cu metodologia cercetării pe care sigur o știm și o folosim, dar nu se ia în considerare faptul că Jung a avut foarte, foarte mulți, să nu-i numim pacienți, să zicem clienți, dacă ar fi să o luăm într-o perspectivă rogersiană. A avut foarte mulți oameni cu care a lucrat și atunci el are o experiență. Tu știi ca psiholog că poate ți intră cineva în cabinet și dacă ai avut în spate foarte multe persoane, deja îți dai seama că are o problemă de genul ăla, că probabil nu o să ți-o spună la prima întâlnire, probabil va veni cu niște lucruri mai de suprafață și abia când va căpăta încredere pe la treia întâlnire ți le va spune. Adică poți să vezi în față asta pentru că ai această experiență în spate. Exact asta avea și Jung, avea foarte multă experiență în spate și atunci tot ce a făcut el, el practic era în sine un laborator, el era în sine metodologia, nu avea nevoie de toate calculele pentru că un om cu experiență care are foarte multe, foarte mulți clienți cu care lucrează, devine el statistica și știe deja ce să facă. Și chiar recomand abordările lui și prezentările, el prezintă foarte frumos și cartea și chiar o folosește în terapie. Mai ales că este cel mai mare și este poate unul dintre puținii, oricum primul, care se duce din punct de vedere psihologic, din punct de vedere terapeutic, psihoterapeutic, se duce în zona aceasta a miturilor, a simbolurilor, a legendelor, a arhetipurilor, ceea ce mi se pare ca dovadă exact despre ceea ce vorbeam noi cu multe, multe înregistrări în urmă, legătura, atunci când eu te invocam pe tine și pomeneam despre tine, legătura aceasta dintre psihologie ca știință și spiritualitate. Chiar cred că exemplul lui Carl Gustav Jung, pe care l-ai pomenit puțin mai devreme, este foarte relevant. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea I Ching, cartea schimbărilor, publicată în colecția Calea Chineză. Îi mulțumim foarte mult lui Vlad Nicodim, psiholog care a fost alături de noi și ne-a vorbit despre această carte cu totul și cu totul remarcabilă. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!